Loredana Chivu petrece ore întregi în salonul de înfrumusețare. Meseria de asistentă TV presupune o imagine impecabilă, iar focoasa blondă știe exact ce trebuie să facă. Podoaba capilară și sânii joacă un rol esențial în această ecuație. Cerți cu mine, mi-ai nevoie șemelița? Grea-i viața de asistentă, asta e clar. Iar Loredana Chivu știe foarte bine acest lucru. În lumina reflectoarelor, Lori trebuie să arate mai ceva ca o zeiță. Așa că blonda îndură multe. Ascultă sau nu ascultă Loredana de stilist? Face ce vrea ea sau face ce vrea stilistul, ce e mai bine pentru ea? Vrei să ne certăm? Nu. Chiar. Totdeauna vă s-am gândit-o bine? Nu vrei să te cerți cu mine, mi-ai nevoie șemelița? Mamă, stai, nu, deci nu, nu. Și dacă problema cu extensiile se rezolvă până la urmă, cu sânii e mai greu. Loredana și-a dorit cel mai mare boost din România, dar se pare că visul ei se întoarce din când în când și împotriva sa. Mamă, deci nu vine rochea, nu știu ce fac acum. Deci nu se poate, e cea mai mișto rochie și sexy pe care o am, deci trebuie să găsim o soluție. Bibace ca întotdeauna, Lori a găsit o soluție de îndată. Cu un sutien negru, extrem de sexy, blonda a rezolvat problema și a defilat într-un final într-o rochie neagră.